Mă bucur să vă reîntâlnesc aici pe www.magazinselejan.ro, doamnelor și domnilor. Înainte să vă spun absolut orice, vreau să vă spun doar atât că bunica mea, Dumnezeu să o ierte, de la Plesca, îmi spune așa: Țucut, e mama, ăla nu-i om care nu știe juca. Să știți că de data asta am lângă mine un foarte bun prieten, un om la care eu țin foarte mult, pentru că în primul rând învăț de fiecare dată de la dânsul. Un om care știe și juca, un om care știe și cânta, un om care este un simbol al folclorului sălejan. Nu exagerez, un artist îndrăgit, domnule Vasile Coca. Am emoții cu noastră, știți. De ce? Bună ziua, bine ați venit în povestea asta. Bine te-am găsit, bine te-am găsit. Nu suntem în costume, suntem... Pe domnul Coca l-am găsit pentru că nu e doar patron de televiziune, pentru că ăsta e motivul, 15 ani de Hora TV e ceva foarte frumos. Dumnealui este în plin plan de construcții. Ce faceți? Munciți? Mai ales după materiale, după... Da, tocmai veneam de la un magazin din oraș cu ceva materiale, pentru că am niște băieți care lucrează ceva. Construiesc ceva. Înțeles. Și dacă tot ne-am întâlnit, hai să stăm o video vorbă. Să luăm poveste. E interesant că de obicei patronul zice că stă numai la cămașă, îmbrăcat frumos, dar noi ați venit acum în training frumos, mergeți, cumpărați, munciți, cot la cot. Să știi că în cămașă și în costum sunt atunci când mă duc la un eveniment, indiferent de care o fie, o nuntă sau altceva, sau în costum popular când duc la un spectacol. În rest, eu sunt mai mult sport îmbrăcat. Îmi place să fiu sport. Să mă simt lejer. Foarte frumos. Hora TV împlinește 15 ani, este da. O companie media recunoscută la nivel național și internațional. Aș vrea să povestim un pic despre Hora TV. Știi că anul trecut, conform audienței, am fost pe locul 13 pe țară din toate televiziunile din România. Mătușa mea de la Timișoara se uită la programele noastre. Adică oamenii din toată țara, asta e fantastic. E fantastic. Avem o audiență foarte, foarte bună, foarte bună. Sunt extrem de mulțumit, să știi, adică nu am visat să ajung chiar atât de sus și sunt atât de mulțumit sufletește, pentru că aici am pus suflet, aici am lucrat cu suflet. Eu tot ce am făcut de drag, în primul rând pentru cântec, pentru obiceiuri, tradiții și pentru oamenii ăștia din Ardeal, care simțeau nevoia să aibă ceva al lor. Eu am lucrat la alt post de televiziune în București, 8 ani de zile, la un post, 5 ani altul, și sufeream așa în sinea mea că nu pot să fac programe mai mult cu muzică din Ardeal și în Banat. Să știți că cei din sudul țării, din Moldova, din Bucovina, iubesc foarte mult Hora și cântecele noastre, artiștii noștri. Și nouă ne place, mie, personal. Îmi plac sârbele, îmi plac horele, tot. Eu iubesc foarte mult muzica. Și nopți întregi urmăresc pe YouTube diferite filme documentare cu tradiții, cu obiceiuri, ascult artiștii și unii îmi plac enorm de mult, unii mă dezgustă total, dar niciodată n-am spus, ăla nu-i bun, ăla e rău, nu. Care e bun, l-am lăudat, dacă am avut ce lăuda. Care e rău, n-am zis nimic. Nu vreau să intru în polemici cu nimeni. Nu vreau să intru în polemici cu nimeni, pentru că odată era să intru într-o polemică cu un cântăreț, un artist din cum spune, generația de aur. Eu acolo sunt foarte reținut în ceea ce înseamnă generația de aur a artiștilor populari, a artiștilor de muzică populară din România. Pentru că mulți sunt făcuți așa. Și Hora s-a născut din regretul dumneavoastră că nu aveați o neîmplinire atunci și voiați să promovați. Știi cum au apărut scânteia? Era odată undeva înainte de Crăciun, când eu eram la un alt post de televiziune la București și am realizat niște filmări extrem, extrem de frumoase, într-o locație frumoasă, niște oameni, artiști valoroși, niște piese, lumea mea cu piese noi, frumos, să le prezentăm de Crăciun. Și spațiul meu, care a fost alocat pentru un interval orar, mi l-a schimbat. Într-unul, așa, așa, așa. Și atunci m-am supărat, zic, eu muncesc atât de mult. Mi-am dat tot interesul să aduc lume bună, să fie ceva, un produs bun și mi-l mută într-un interval unde aveam o audiență mai slăbuță. A zic, la noi nimic lasă că poate odată mi-ajută Dumnezeu să fac eu un post de televiziune, să vă arăt eu vouă cam cum trebuie făcut. Ei, și acum să știi că eu sunt condiționat financiar de... Trebuie să produc bani, să trăiesc. Înțeles. Păi mie numai Dumnezeu de sus, ăla spun și bun mă ajută. În rest, nimeni, să știi. Și am angajat apă, gaz, curent, taxe, drepturi de autor. Aveți? Am 22 de angajați. Extraordinar. 22 de familii, 22 de familii din Zalău trăiesc după Hora TV. Și familia mea. Și mare lucru, să știți. E un lucru. Cu toate astea, eu tot timpul vă pomenesc spunând că nu v-ați uitat, nu știu, pentru că ați urcat foarte mult, sus,
foarte sus. Dar cu toate astea n-ați uitat de satul strămoșesc. Îmi spun oamenii, bunicii mei să fie iertați, sunt din Plesca, un sat pe care îl iubesc foarte mult. Și îmi spun oameni din satul dumneavoastră că, deși ați ajuns un artist de renume național și internațional, cu televiziune și mai departe, nu uitați niciodată de Pria, de satul strămoșesc. Și asta e mare lucru în ziua de azi, să știți. Și că mergeți acolo, că îi ajutați, că organizați evenimente, că sprijiniți dezvoltarea satului. Asta e, eu cred că poate fi, fără să exagerez, poate fi dacă ai exemplu. Nu pot să uit de Pria niciodată, pentru că eu am și lăsat la copiii mei așa un, nu-i spun, ordin. Am spus, când ziua când voi pleca din lumea asta, acolo vreau să fiu mormântat, să nu cumva să mă duceți în altă parte. Indiferent ce se va întâmpla, unde voi fi, cum se va întâmpla, acolo vreau să fiu. Eu acolo am și casa părintească, am și, mi-am construit și eu o căsuță. Tata, Dumnezeu să-l ierte, el a insistat și mi-a construit-o în mare parte la Pria și eu când mă duc acolo, Adi, mă deconectez de tot. Eu zi de zi de dimineață încep telefoane, tot felul de lume. Unul să-mi dea un sfat, unul să mă critique, unul să mă laude. Și în mare parte încerc să-mi fac răbdare cu toți. Eu dimineața, când mă trezesc prima dată, încerc să studiez toată presa. Să văd ce noutăți sunt. Vreau să știu pentru sufletul meu. Și când văd acolo, văd unele comentarii fără niciun noimă, fără niciun rost, chiar răutăcioase. Despre unele subiecte care sunt ok, oamenii fac ce pot, își merită locul. Și oamenii critică numai să se afle, văd greșeli gramaticale, o grămadă, tu nu știi să scrii, tu știi să critici, tu știi să critici pe, dăm un exemplu, pe Dinu Iancu Sălăjanu, bun. Omul ăla nu poate să fie perfect. N-are cum să fie perfect. Dar eu știu că omul ăla face tot ce poate mai bun. La fel, primarul Ciunt. Partide diferite, nu facem politică, nu-mi place mie politica. Dar oamenii, fiecare la locul lui își face treaba foarte bine. Așa cred eu. Acum, alții cred altfel. E părerea noastră ca om și părerea asta de aia democrație, să avem o părere. Putem să avem o părere. Știi? Apropo de oamenii de la Pria, să știi că atunci când mă duc la Pria și abia aștept să mă duc, mă duc la biserică, se termină slujba, stăm în povești o perioadă acolo în față la biserică, de tot felul, cum e cântărețul ăla, cum e cântăreața respectivă, cântecul ăla, nu știu ce, tot felul de întrebări de astea care, unele am trăit un pic peste barieră. Sigur. Ce înseamnă Pria pentru noi? Tot să știi, eu Pria și Zalău să iei aici la mine la sol. Eu locuiesc în Zalău. Am născut la Pria, dar locuiesc în Zalău de 50 de ani. Anul viitor vor fi 50 de ani de când locuiesc în Zalău, cu domiciliu. Eu iubesc orașul ăsta după Pria, ce am eu mai drag pe lumea asta. Să știi că am avut oferte să merg să lucrez în funcții importante, pe salarii importante, Cluj, Oradea, Baia Mare. Și de n-ați plecat? De București mai vorbesc. Mai ales București. Nu m-am dus, nu mă porupe de aici. Eu cât am lucrat la București, ca așa o picanterie să se minte, când coboram meseșul, veneam de la București, s-a luminat totul în jurul meu. Creștea inima. S-a luminat totul în jurul meu. Când plecam așa, plecam cumva înduit așa. Deși îmi plăcea ce făceam acolo, îmi plăcea enorm de mult. Iubeam, că dacă nu iubeam televiziunea, nu mergeam. Și mergeam și a zis, odată trebuie să se schimbe ceva, să termine cu astea să apară ceva bun. Și așa a fost Ora TV. Și acum avem 15 ani. Foarte frumos. La mulți ani. Să nu știu, să o duceți. Mulțumesc. Să rămâneți la fel de fain. Pentru că acum eu cel mai bine știu acolo pe Mișu, care mi-e și prieten și eu respect. Am văzut, știu acest lucru. Să știi că... Mă văd foarte mult de la el. Și... Da. Să știi că Mișu e cel mai vechi angajat al nostru. Omul ăsta odată nu a absentat de la program. El lucrează la noi cam de 13 sau 14 ani, aproape la început. Odată un om extrem de serios în ceea ce face. Sigur, nu e un om perfect. Să nu credeți că laud că e un om perfect. Nu, nici eu nu sunt un om perfect. Nici tu, nici eu nu suntem perfect. Credeți-mă că sunt și cer sfaturi. Dar omul e foarte serios în ceea ce face. Și destul de receptiv în ceea ce discutăm, pentru că el la început a venit și era foarte, oarecum așa... Orășam, ca să zic așa, prin limbaj. Și nu se potrivea cu... Și a zis, Mișule, tu trebuie să fii un băgiuc de la țară, da, care acum te-ai trezit,
S-ai făcut treaba în gospodărie și stai de vorbă cu alte lume care merge. Și-o mulți vaca, și-o mulți, exact, exact. Scos găinile. Trebuie să fii un om simplu. Da. Nu da, căuta da, 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 cuvinte, să știi elevate. Că când, în televiziune, când cauți să vorbești cât mai elevat, s-ar putea să vorbești singur. Da. Mai ales într-o televiziune de sau să te asculte, să te înțeleagă foarte puțin. Așa e. Dom'le, simplu, să ne înțeleagă toată lumea. Corect. Eu cât am lucrat la București, colegii mei de acolo tot îmi veneau, Vasile, te rog frumos, vorbește așa cum vorbiți voi în Ardeal. Hai de capul meu. Dar știi cum e? Eu tot fiind cu ei acolo, la un moment dat nu vorbeam nici ca mine, nici ca ei. Da, da, da. Vorbeam, vă influențau. Aiuri, așa vorbeam, o combinație între Ardeal și Sud. Că, fiind acolo vorbind, îi auzi pe ei cum vorbesc, că zici tu, folosești expresiile lor, știi? Am o curiozitate, să nu mă supărați pe mine. Nu mă supăr deloc. M-am gândit uneori la noastră, fiind un om cu foarte mare notorietate, cu, sunteți cunoscut, asta e clar. Cum ne ați intrat în politică? Eu nu cred că n-ați avut oferte. Am avut oferte mai multe. De la oameni din politică care, să știi, că care. Care mi-au plăcut și alături de care m-aș fi vrut să fiu. Dar nu m-am găsit eu acolo, nu m-am regăsit eu acolo. Nu, vezi, dacă te uiți la fiecare partid, în fiecare partid sunt oameni buni și oameni mai puțin buni, ca să nu zicem răi. Sunt și răi, dacă cu toată părerea de rău. Sunt și răi. Sunt primari, eu lucrez numai cu primari, ultima vreme cu diferite evenimente. Da, da. Sunt primari care au ajuns primari din greșeală. Da. Dintr-o greșeală. Din întâmplare. Sunt care ei nu știu ce se întâmplă acolo și eu când îi văd ce scot și ce povești au, le tu cum Dumnezeu tău ai ajuns aici? Ce faci tu aici? Ce știi tu să faci? Pentru că, Adi, să ții un lucru de minte de la mine. Când îți alegi un primar, te uiți cum se gospodărește la el acasă și în curtea lui. Nu, așa te va gospodări și pe tine. Asta e clar. Ca și comună, oraș, așa mai departe. Nu. Acum, ca să spun ceva. Eu sunt într-un consiliu local la mine la Cizer. În consiliul local sunt consilier. Dar am intrat acolo de drag de a susține un prieten la candidatura de primar și de a face ceva pentru comunitatea mea de acolo, pentru că suntem o comună atât de năcăjită și atât de amărâtă și așa cele mai multe comune în Sălaj, de fapt, nu numai noi. Da, o comună pe la care ține stare mult. Enorm de mult. Nu știu care îmi zicea că aveți, nu știu câte perechi de fini. E adevărat? Da, am o căruță de fini. Îi știți pătă sau? Nu știu. Foarte frumos. Asta e minunat. Când domnul este chemat de naș, este un lucru... Ultima vreme am refuzat pentru că am o vârstă și am zis, măi copii, căutați-vă niște nași de anii voștri, care să vă înțelegeți voi, să mergeți în excursii, așa mai departe, să vă întâlniți. Eu sunt, am o vârstă. A fost când n-am mai putut refuza și am zis, hai să fie, da. Să fie ultima, ultima și nu știu cum o fi. O fi cumva. Cum a apărut cântecul? E o întrebare, știu, ați mai primit-o. Cum a apărut cântecul în viața noastră? Ați avut în familie cântăreți, muzicanți? Nu. Tata nu știa nici cu era. Am mai spus-o. Am mai spus treaba asta. Mama mai cânta aia pe acolo în casă când era tânără. Dar eu m-au trecut ani și au apărut tot felul de probleme și greutăți. Săraca nu mai cântă, nu mai cânta niciodată. Mă bucur că încă e în viață și sănătoasă. Nu știu ce să-ți spun. Eu de mic copil am iubit muzica populară. Acum când întreb pe câte un cântăreț, no, de când cânt, cum cânt, de când mă știu tot când. Păi nu știu de când mă știu tot când, dar eu când nu cânt. Mi-a plăcut muzica de mic copil. Erau la noi, la Pria, când era nuntă sau era sărbători, era dans, cum se zice la noi, și după aia era verjel, așa era de sărbători. Da, 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 așa e obiceiul la noi. A altă poveste frumoasă de la Pria, dacă vrei să o povestim. Vă rog. Și da, nu, să trecem, să răspund la întrebare. Eu eram prezent acolo. Acolo aveam taragotiști, lângă Dobaș. Cum bate ăla? Cum cânte ăla? Ce melodie asta? Bă, ce frumoasă melodie asta! Nu știu, eu de când mă știu, mie mi-a plăcut muzica. Nu pot să-ți dau răspund de când și cum. Pur și simplu a apărut, a venit. Era nuntă și dacă părinții mei nu erau invitați la nuntă, eu sufeream. Și stăteam acasă în curte și era nunțele atunci, pe vremurile de atunci, erau nunțele duminica, ziua. Da. Să auzea muzica, frate, în tot satul de acolo. Și mergeați acolo, să vedeți, să vedeți. Mergeam până la cort, acolo, pe lângă ei, până în curs, era mic, copil mic, nu mergeam așa, da. Ca așa. Un pic mic și acolo, pe la spatele cortului. Și eu mă uitam la care cum cântă, ce cântă, ascultam. Uite ce piese frumoasă aia, uite cum e aia. Nu știu, așa mi-a plăcut de mic. Ați prins drag de treaba asta. Deci muzica aici, la sufletul meu, muzica și familia mea și Hora. Clar. Apropo de Hora, ce v-ați dori pentru Hora? Nu știu, de acum înainte, domnule Coca. Ce vă doriți? Știu că e
face parte din viața noastră. Eu sunt convins că e mai mult decât o pasiune, că dacă nu era o pasiune, nu atingeați succesul și l-ați atins. Îmi doresc să fiu sănătos, în primul rând. Ce frumos! Să am sănătate. Așa de bine mi le fac eu toate dacă am sănătos. Că au fost momente când am fost bolnav sau am avut probleme și atunci faci diferența între bine și rău. Da. Când dai o dată și de rău. Știi că este o vorbă, când a fost bine zis că rău, am un că e rău bine. Ai o vorbă românească. Profundă. Da. Asta îmi doresc să fiu sănătos. Am o echipă la mine, la Hora, niște băieți de nota 9-50, să știi, foarte buni, foarte. Nu le dau 10, că și-o iau în cap. Am copii serioși, copii care au învățat foarte mult ce înseamnă munca în televiziune, îs dispuși să mai învețe, învățăm. Eu, venind în Zalău, Adito, să știi că aici n-ai găsit oameni cu pregătire în domeniu. Ce am învățat eu la televiziune, am venit și am pus în practică aici cu oameni care habar n-aveau. Nu știau cum să regleze un microfon, ceva. De multe ori spuneam, am reglat microfonul ăsta, bun. Aici ai 5-6 butoane pe linia asta, pe microfonul ăsta. De ce ai umblat la butonul ăsta? Știi ce face butonul ăsta? Vedeți. Știi ce? Aud. Nu există. Nu. Ai pus mâna pe butonul ăsta. De ce ai umblat? Știi ce face? Nu știu. Atunci de ce ai pus mâna pe el? De ce pui mâna pe butonul ăsta? Nu știi ce... Ce automat vă dați seama după cum? Nu există. Dacă îmi dai un microfon, în 3 secunde spun, e bun sau nu e bun? Ia-l. Am cântat aproape 50 de ani. La anunț. 40 și ceva de ani am decântat. Tot asta am făcut, o stație, microfoane, boxe, reglaje. L-ați prins de la cele mai, poate, primele până... Am prins de la stație Doina. Doina Sigma, era niște stație aici la magazinul nostru pe Bulevard, aici sus, la galerie, acolo în stânga sus, la etajul magazin Muzica. Și de acolo am cumpărat niște stații extrem de scumpe și extrem de proste. Asta se întâmpla în ce perioadă? În 1979 am început eu să cânt. Nu eram născut. Nu erai născut. Atunci am început eu să cânt. Prima stație a fost Doina, până a fost Sigma, mai a fost ceva, după aia mi-am mai cumpărat alte firme care nu le mai anunț aici, că facem reclamă. Înțeles, da. Foarte, foarte. Dumneavoastră ați lucrat și la un post de radio. Știu că vă ascultam. Da. Vă ascultam mult în muzică populară. Deci le știți cam, le-ați văzut cam pe tăte. Acolo am început prima dată așa în media cumva. Era tare drag. Cum spui tu, aveam așa emoție, am avut la început, oare cum ar fi, ce ar fi, cum ar fi, nu știam. Acum dacă aș lua la radio, acum știu ce ar fi să fac. Vă văd așa de luminos, nu știu, vorbiți cu așa mare drag de muzică, de tradiție, de pria. Deci, să mă înțelegi pe mine așa, pe mine în primul loc e familia mea și copiii mei, e muzica, Hora TV, pria, Zalău, ăstea sunt cea mea la sufletul meu, ardealul meu de aici. Restul nu mă mai interesează. De multe se întâmplă multe arele în lumea asta și zic că mulți fac probleme, oare ce se întâmplă, ce a fi? Lasă să fie. Nimic fără voia lui Dumnezeu nu se întâmplă. Și dacă tu te opui, dacă Dumnezeu vrea să se întâmple așa, așa se întâmplă. Ce frumos a spus-o. Așa se întâmplă. Nu ne putem noi opune. Tu să știi că nimic pe pământul ăsta nu e întâmplător. Ce mă întristează pe mine că mult, în funcții foarte, foarte, foarte importante la nivel mondial, sunt oameni întunecați. Oameni cu întuneric în sufletul lor. Vreau să ne mai deschețim un pic frunțile, să nu râdeți de mine vreo dată. Nu râdeți de mine. Pentru că sunteți de acolo, din Pria. Așa. Sunteți aveți o mâncare preferată. Ce vă place când mai ales la Pria? Ce trebuie să mâncați? Faceți ceva acolo? Gătiți ceva anume? Fac. Deci să spun așa, ce am mai multe preferate, dar o cauți și o chestiune care cineva o observat de câte ori fac la mine. Tot când vin la Pria, mă pun așa, cu soția mea. O slanină, o brânză, o ceapă și un par de pălincă. Asta mâncăm noi prima dată. Și dacă fac ceva să-mi placă, mie îmi place fasolea. Dacă ar fi prăjitură de fasole și de alea aș mânca. Înțelegi? Da. Eu mănânc, asta e mâncarea mea preferată. Aia sunt mâncă, dar asta, fasolea e pe... Și fac un gulaș, așa cum știu eu, la ceaun. Să știi că eu când am lucrat la București, domnul Prigonă, Silviu Prigonă, care a rămas foarte bun prieten și cu o parte din prietenii lui din politică de atunci. Foarte bine. Eu le făceam bobgulaș acolo. Și mâncau le... Mama sarului. Când vine Coca să ne facă bobgulaș, atunci ne întâlnim. Incredibil. Eu am tot fost la ei și tot mâncam berbecuț la proțap. Ea nu-mi place. Mie în general și berbecuț la proțap. Tot mâncam și tot am zis, odată o să vă facă o mâncare să renunțați voi la...
Bine, și cântam, ne-am împrietenit, ne-am permis. Da, 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 noi da, și da, cântam și... Și, și... și o dată vă fac eu un bograș și încep să vezi voi. Sau cum sunt noi, un bograș. Foarte bine. Nu știi. Da, aici. Bograș, bograș. Bograș, românește, ungurește, fele, fele. Nu vreau să vă mai țin foarte mult, că aveți de obla. Nu mă grebesc deloc. Tare curios, văd că sunt foarte mulți părinți și care își duc copiii la muzică, da? Nu știu, nu mai este ceva care se caute folclor. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, n-am nimic cu ei, dar unii visează că vor deveni vedete și poate pur un copil de adunare talent. Cum îi vedeți pe tinerii din ziua de azi? Vedeți și multe, nu știu... Așa subiect delicat a deschis, Adin, nu-ți poți să imagine. E o chestiune pe care nu o stăpâne și de asta vă întreb pe noastră, că nu... Hai să spun eu exact cum stă lucrul. Eu sunt acolo în mijlocul fenomenului și văd tot și știu. Am pretenția că știu ce fac acolo. Dar să știi tu în felul următor. Unu, partea cea mai bună este că acești frumoși copii se îndreaptă spre muzică populară. Vin ei, îi forțează părinții că și sunt și așa cazuri. Totuși e un lucru bun. Pentru că au atâtea oferte să facă tot felul de alte genuri muzicale, să caute acele genuri muzicale care nu le face nicio cinste, nici nu nimic, a cânta muzică populară. Înseamnă, dacă e identificat cu tine, cu taică-ta, cu maică-ta, cu bunic, cu cine vrei tu. Asta ne reprezintă noi. Muzică populară, tradiții, nu vorbim de folclor autentic, că este un subiect delicat, care dacă întreb pe 10 oameni pe stradă, maxim unul dacă știe să spună ce e la folclor autentic. Dar nu, vorbim despre copii. Da. Bun. Asta e partea bună că vin. Partea a doua, punctul 2, care e o parte mai rea, e așa. Nu toți au talent. Nu, aici în muzică trebuie să te naști, adică. Dacă i-au zis prima dată, cred că știți. Dintre două cuvintele cântă. O strofă, o vers, dintr-o câte, nici nu știu mai prea mult. Aici trebuie să te naști, adică. Să știi că orice meseriaș pe lumea asta, strungar, electrician, zădar, instalator, ce-o fi el, nu ai aptitudine, nu ți-e drag, nu-ți place, dar tot devii un meseriaș și faci treaba acolo. În muzică nu mai merge. În muzică nu mai merge. Mulți părinți țin neapărat să-și ducă copiii la un nivel înalt, să-i fac artiști. Știi ce se întâmplă? Își fac copii de râs pe banii lor. Înțeleg. Trist ce spun acum. Trist, dar adevărat. Ține-mă de aici. Un copil nu are nicio treabă cu muzica. Nu va fi în viața vieții lui cântăreț. Eu nu sunt mare cântăreț. Eu sunt cântăreț pe la 50% ca nivel așa, ca și calități vocale. Eu am alt farbic, cum eu am figurile mele, care ies și eu în față. Nu mă las. Am cântat în artiști mari, foarte calitativ. Eu ne-am ales un repertoriu bun, mi-am făcut eu, știi cum să spun, termenii muzicali. Mi-am făcut eu șurugurile mele și am ieșit în față. Și am ieșit în față. Fii atent aici. Un părinte cu un copil îi cumpără costum popular, costă bani. Îi cumpără melodii, cumpără texte pe melodii respective, merg în studio, ne înregistrez, apoi să duc și fac înregistrări, videoclipuri, vin pe la televiziuni, merg pe la festivaluri, umblă cu ei, timp pierdut, muncă multă, asta toate costă bani. În momentul în care copilul tău nu are calități, ale un eșec total, îl forțezi, poate copilul chiar nu vrea și ți-l faci de rușine pe banii tăi. Ăștia niște bani în cheltuială acolo. Lasă-l în pace. Poți să devină un artist, poți să devină un electrician, poți să devină un polițist, poți să devină un doctor, poți să devină... Ceva foarte priceput. Dar să facă bine. Știi care e regula vieții? Este una singură. Să ai noroc să faci în viață ce-ți dorești. Lasă copilul să facă ce-i place, că va face cu drag și va face bine, va performa. Da. Dar dacă tu îl forțezi, mă faci pe mine să mă duc, nu știu... Să fac cine știe ce nu-mi place. Nu, nu, nu mă forța. Asta e o chestie foarte, foarte importantă. Și părinții, aș da așa un sfat la părinți, dacă și eu, poate cineva întâmplător ne urmărește și are un copil care cântă, oameni buni, duce-vă copilul la un specialist și rugați-l așa. Vă rog frumos, o părere sinceră. Are rost să investesc în copilul ăsta sau nu are? Dacă e una negativă, ia-o în piept ca un bărbat și nu-ți bate joc de copilul tău. Ți-l forțezi, ți-l năcăjești. Nu e să-l vezi nimic. Apoi timp te-a vrut și cât i-am spus acolo, toate cheltuieli, toate costă bani. E mult să încheiem povestea noastră. Ce să zic eu? Mă bucur tare mult. Până când zic, mai zic eu ceva. Să știi că la mine, în mașina mea, Radio România Actualități merge non-stop. Și acum dacă vii să... Mulțumesc mult! Nu vreau eu să te laud cu nimic, că nu suntem acum la nu, momentul de laude. Să știi că mă bucur când te aud
Și îmi place cum vorbești, ai o dicție frumoasă. Mulțumesc. Ai intonație, ai tot ce trebuie acolo. Mulțumesc din suflet și nu știu, nu știu, să vă dea noastră sănătate și putere să... Și mă mândresc că ești alejat de-a meu, de-a la... Plescan, de acolo, de-a noastră. Plescan, de-a noastră. Plescan, mică decât prieta, de acolo, pe aproape. Nu nimic, că va fi și mai mică, ca și prieta. Și prieta tot mai mică, tot mică, oamenii pleacă să arăci. Din păcate. Din păcate, asta e viața satului de acum. La noi încă au mai venit câteva familii acolo, mai tineri pensionari, ca să zic așa, s-au mai animat un pic satul, dar... E bine așa cum e, bine că mai suntem, bine că suntem acolo, bine că avem încă ne respectăm tradițiile, obiceiurile la mine, la țară, care e foarte important. La noi, în seara de Crăciun, e o veselie maximă acolo. Mai păstrează tradiția încă de... Încă se păstrează. În jur, de multe ori, veneau prietenii la Cizer, nu era nimic. Și la noi e ca și ieri, ca și alaltă, ieri, ca și în altă zi. La noi este. La noi încă se cântă, la ora 6, toată lumea la biserică, slujbă, vin colindători, muzică, torogodie, dobe, viață în sat. În seara aia. Și toată noaptea se cântă peste tot. Îi primiți pe toți colindătorii, domnule? Toată lumea. Nu există să nu vină. Și am bucuria să privesc surprize. Vin cântăreți de-a mea. A fost din Oaș, a fost din Maramureș, din Bihor, de peste tot. Okay. Vin surprize, așa. La mine în casă a fost și când a fost. De 5 ori mai mulți decât de la în locuri. Dar spun un lucru, să ne vină la mine un lucru. Aia e casă unde merge lumea. Când lumea te evite și nu mai vin la tine, atunci e bai. Bai. Eu am așa niște fixuri ale mele și pot să vină oricine. La mine nu există. Primesc cu dragă inimă. Seara de Crăciun trebuie să fii deschis cu sufletul, să primești pe oricine. Știi ce înseamnă? L-ai primit pe Dumnezeu în casa ta. Dacă atunci, în acea seară importantă, primești pe oricine cu sufletul. Dacă te tot înstrâni, bă, la ce caută, la ce a venit? Nu, domnule, lasă vie toată lumea. Cât am, o cozonac. Atât, dar cât e felibul, nu ne ajung. Mai tăiem o dată în două, dar îl împărțim la toți. Mi-ați dat o lecție astăzi. Toată lumea e mulțumită și eu sunt bucuros că am oaspeți, că am colindători. Au venit și mulți din Zalău la diferiți prieteni în Pria. Și zic, unde este Vasile Călcat? Păi să mergem până la el, că în seara de Crăciun nu se poate merge. Au venit pe unii, cu unii nu m-am văzut de mult, pe alții nu i-am cunoscut. Alții erau copii unor prieteni ai mei. Da. A venit să vadă cum e la noi. No, și anul ăsta, dacă Dumnezeu e bun, vreau, aș dori să transmit în direct obiceiul nostru de Crăciun, de exact de la mine de acasă. Ar fi ceva deosebit, cu totul special. În direct pe Horaș, așa am 15 ani, pe Grâșe, lector de acest eveniment și să vină, să, la noi toți, să mai spun un lucru, la noi toți colindorii sunt îmbrăcați în costum popular. Și toată lumea, clanietaj, dobaș, toată lumea îmbrăcați în costum popular. Cu adevărat frumos. Cu adevărat frumos și așa colindă până a doua zi. După aia vine obiceiul ăla frumos, care avem noi danse la un ceas, după aceea vine verjelul. Verjelul. Aici e o poveste un pic mai... Nu avem timp să o detailăm, dar ar fi ceva interesant de povestit, dar acum nu ne permite timp. Să vă dăm o sănătate, mulțumim tare mult și vă mulțumesc că ați venit să stăm. Pretenește de vorbă aici la noi în redacția Magazin Sărăjan. Duceți Hora TV acolo unde vreți dumneavoastră. Este deja un simbol în peisajul media. Știi că dacă ar fi după mine, dacă aș avea niște puteri financiare care să nu depinde unii factori financiari, ar trebui să fac un pic altfel. Ar fi un pic mai calitativ, un pic să mai... Și așa am făcut multe, da. Cum Dumnezeu să le zică... Am văzut că aveți și un sediu nou. Am rămas impresionat. Acolo am pregătit cabine de schimb pentru toată lumea, femei, bărbați, avem cabine de machiaj, avem toalete moderne. Ale noastre, toate. Tot acolo, pregătit ca lumea. Am platou mare, unde intră 12 perechi de dansatori, dacă e nevoie. Am regia mare, spațioasă, cu aparatură de ultimă generație, deci nu am așa numai să pun și acolo un televizor să ne vedem, nu. Știu că asta e foarte scumpă. Avem contabilitate separat, ne ținem toate evidențele, avem producție unde acolo pregătim clipuri, filmări. E o adevărată companie, o companie media în adevăratul sens al cuvântului. Dacă eu am construit de la zero, am construit-o pe schițe prima dată așa, exact ca de ce am nevoie. Am nevoie de aia. Am magazie de aparaturi, unde ține aparatura cu care băieții pleacă pe teren la diferite evenimente. Exact lângă ușa de la intrare, să nu tăchie până în spate aparaturii, aici le-ai tot e logic, tot e... Atât le-am tot gândit. Am o încălzire cu centrală, cu pompă
geotermală. Da. Am făcut așa, gândit, să minimalizez cheltuielile la minim. Să minimalizez cheltuielile, știi? Să nu am în cheltuieli multe, să... No, avem mai multe povești acolo. Să puteți investi în oameni. Uitați-vă la Horate, dragii mei. Acolo veți găsi, nu îl veți vedea doar pe domnul Vasile Coca, îi veți vedea și pe artiști îndrăgiți din toată țara. Și pe mine mai răluz așa. Nu, eu nu apar în fiecare zi, pentru că am zis că nu e nevoie să tot apar eu acolo ca un mapet. Nu, să sunteți coordonatorul principal. Nu e nevoie să tot apar acolo să mă dăm să zic lumea, iar a venit aici, iar a venit scăpandiel. Nu, domnule. Odată pe săptămână e suficient. Și când colegii mei au prieteni și vreau să fie o emisiune și în ziua când eu am emisiune, nimic, îi las pe ei. Pe ei în primul rând. Și când, nu-i, când mai este loc și nu-i cine mă duc și eu. Ce frumos. Asta înseamnă să fii nu doar artist, ci și... Să știi că am moderatorii mei pe care îi iubesc enorm de mult. Am oameni care cu atât suflet vin și fac ceea ce fac acolo, mi-s dragi. Mi-s dragi, să știi. Ce frumos vorbiți despre oamenii noastră. Extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Îi iubesc și apreciez și când câte unul nu se mai ridică la nivelul celorlalți, îl dau exemplu, știi? Pe ca să-l încurajez, să-i dai, ce faci? Uite Oana Font, uite ce mi se face, uite cum face. Aici, Adi, aici e o poveste despre nivel de cultură generală la fiecare. Deci, exact așa se iese emisiunea, precum ții nivelul tău de cultură și în raport de invitații pe care i-ai. Și invitații pe care nu cu oricine poți să abordezi orice discuție. Unul la mână. Doi, trebuie să fii, să faci tot posibilul ca toți care vin acolo la tine în emisiune să se simtă bine, să-i scoți în evidență, să scoți tot ce au bun de la ei în evidență. Unde sunt cazuri unde nu ai ce scoate prea mult, lași deoparte, mergi mai încolo. Vezi de treabă. Nu scoatem în evidență nicio parte mai puțin bună oarecui, pentru că nici eu am destul de păzărele de fereastră. Câte am și eu. Și așa, când vine cineva, o să fie mulțumit. De aici, de la Hora, toți artiștii trebuie să pleacă, să plece mulțumiți. Ați auzit, doamnelor și domnilor, la mulți ani Hora TV, la mulți ani domnule Vasile Coca, mulțumim tare mult pentru prezența la discuția noastră. Să ne vedem cu bine peste ani și ani sănătoși, bucuroși și la Pria, și în Zalău, și pe Mică. Oriunde o fi, mulțumesc și eu pentru invitație, să știi că mi-a făcut plăcere. Mulțumesc din suflet. Mi-a făcut plăcere și voi veni oricând cu mare drag, cu multă bucurie, pentru că am spus și repet încă o dată, aprecierile sunt reciproce. Mulțumim din suflet, rămâneți cu Magazin Sălăjan.